Dragi ascultători, în continuare puteți asculta emisiunea Crâmpeie de Viață, o emisiune realizată de doamna Marlena Pregureanu cu părintele Claudiu Ardelean în anul 2010. Audiție plăcută! Crâmpeie de Viață. Mărturii de credință. Dragi ascultători, iată-ne din nou la o nouă ediție a emisiunii Crâmpeie de Viață, Mărturii de Credință. Astăzi avem un invitat surpriză. Asta poate pentru că o să-i recunoașteți imediat vocea și veți ști că este colegul nostru, este vocea cea mai auzită și aș spune cea mai iubită din Radio Maria România. Bine ai venit în emisiunea noastră, Claudiu Ardelean! Bine v-am regăsit, Marlena! Lăudat să fie Iisus Hristos și este o deosebită bucurie de fiecare dată când reușesc să fiu sub orice formă alături de ascultătorii postului nostru de radio. De data aceasta sper că vei fi cel care vei răspunde la întrebări și nu cel care vei mitralia cu întrebări. Claudiu, să începem cu o întrebare aparent simplă. Ce înseamnă credința pentru viața ta? Niciodată în viața mea nu mi-am pus sau nu am fost în situația de a ridica întrebări asupra credinței mele. De unde vine, cât o să țină, dacă e prea multă, dacă e prea puțină, dacă e un moment potrivit în care să încep. Probabil că Dumnezeu știe mai bine motivul pentru care de la bun început am pornit credincios. Chiar dacă nu în fiecare moment am conștientizat, știu și eu, în anumite sisteme ale gândirii, că uite, eu sunt credincios acestui Dumnezeu care are această istorie în evoluția umanității, în istoria umanității, pardon, dar dintotdeauna am fost o persoană credincioasă. Cel puțin așa mi-amintesc eu dintotdeauna, din momentul în care în minte mi se formează primele amintiri și de asemenea acestea sunt lucrurile pe care mi le-au spus cei care m-au crescut. Asta înseamnă că cineva în mica ta copilărie te-a ajutat să ai această întâlnire cu Bunul Dumnezeu. E într-adevăr faptul că pe calea credinței toți suntem introduși. În ceea ce mă privește pe mine însă, eu știu din ceea ce îmi povestește mama mea și din ceea ce îmi povestește bunica mea. E adevărat că eu am avut un bunic preot, dar această persoană care, față de care aveam o afinitate deosebită într-un mod inexplicabil, aș putea să spun că în acele momente nu a fost el cel care m-a introdus în acest mediu. Întâlnirea mea cu el în mod conștient a venit mult mai târziu și până să existe această întâlnire, eu am fost crescut de bunica mea în acele timpuri în care părinții mei trebuiau să meargă la servici, pe atunci muncea mama, muncea tata și eu fiind cel mai mic, până să ajung la grădiniță, era bunica mea cea care mă crescuse și după aceea tot ea era cea care mă ducea la grădiniță, mă aducea și în toate momentele libere stăteam alături de ea în sat, în acel minunat loc, satul, și cred că lumea reușește să observe afinitatea pe care o am față de locurile rurale. Nu a fost vreo persoană, nu mi s-a povestit niciodată că ar fi o persoană care să mă conducă, să mă ducă la biserică, dar toată lumea observa un lucru, că de fiecare dată când treceam pe lângă un loc sacru, să nu-i spun neapărat biserică, pe lângă orice loc sacru, eram acela cel care
Aparent, la acea vreme și la acea vârstă aproape instinctual, simțeam o dorință arzătoare de a intra, de a păși în acel loc sacru. Bunica mea, mama mea, de asemenea, îmi povestesc despre anumite, hai să spunem, reacții foarte pasionale, să nu le numesc altfel, pe care le aveam la acea vreme, din dorința de a intra în acel loc. Eu nu știam ce se întâmplă acolo, nu știam cine e preot, nu știam că se numește preot. Țin minte că la acea vreme, țin minte, mi se povestește că preotului îi spuneam de fapt Popa Pechi, ceea ce în limbaj claudian la acea vârstă însemna de fapt că este preot în biserică. Asta încercam eu să atrag atenția și observam că biserica este deschisă și simțeam o dorință arzătoare de a intra. Eu nu mi-o amintesc și nu pot să mi-o explic acum. După aceea a început întâlnirea conștientă cu bunicul meu. Câți ani aveai? Să spun, aveam peste 6 ani, cu siguranță peste 6 ani, când l-am cunoscut în mod conștient, când am înțeles totuși rolul lui în viața ta și așa, rolul său. Am înțeles și rolul lui în biserică, am înțeles că este preot. Și dacă într-o primă parte a vieții crescuse mai mult cu bunica mea la țară, am avut momente, cei drept mai puține, dar au fost momente în care m-am mutat și în cealaltă parte, în partea tatălui, părinții din partea tatălui. Și bunicul meu era preot, ginerele său era preot. Crescusem așa într-un ambient, am început de fapt să mă dezvolt în acest ambient preoțesc și fiind preot, ei erau pentru început de la țară preoți și aveau casa parohială undeva în curtea bisericii, respectivă biserică mare, ctitorită de bunicul meu. Era extrem de falnică, extrem de somptuoasă pentru comuna respectivă. Și astăzi biserica este acolo, este biserica din Valcău, din județul Sălaj. Din Valcău, județul Sălaj, da. Exact de acolo. Țin minte că mă fascina acel peisaj al bisericii din imediata apropiere, cum te uiteai pe fereastră, vedeai geamul, vedeai biserica de pe fereastră. Bunicul meu a văzut el oarecumva, niciodată nu l-am întrebat cum, au reușit să observe și să intuiască afinitatea mea față de sacru, față de divinitate. Și de fiecare dată, zi de zi, mă lua alături de el, chiar în altar, de fiecare dată, și mi-aduc aminte mereu, cu tot dragul și cu toată emoția, de faptul că mă așeza undeva în dreapta lui, în altar, pe niște scaune care erau montate pe iconostas. Și stăteam acolo alături de el, neînțelegând ce, dar știu ce făceam eu pe urmă. Într-un mod inexplicabil, simțeam nevoia să-l imit. Să refaci ceea ce văzusem. Ceea ce văzusem. Și după o perioadă în care stăteam acolo la bunicii din partea tatălui, mă întorceam într-o altă perioadă a vacanței la bunicii din partea mamei. Și bineînțeles, din nou instinctual, continuam acolo să practic, să imit ceea ce văzusem. Să predai. Să imit. De fapt, imitam. Eu eram preotul satului, micul preot al satului, mi se spunea. Da. Și dintr-un loc în care bunicii mei, inițial, la țară, ținuseră alte lucruri, din acel loc, din acea cămară, i-am reușit să fac un altar, care țin minte și acum că era făcut din câteva scaune suprapuse, peste care așezam niște fețe de masă, făcute de bunica mea, și pe fețe, și pe acolo, pe acel altar, eu îmi pusesem o cruce, îmi pusesem o carte de rugăciuni pe care bunica mea mi-o cumpărase la mari insistențe și nu mai știam eu ce altceva trebuie să existe acolo pe altar. De asemenea, nu aveam clopot, dar îmi inventasem o toacă și băteam toaca la momentul la care trebuia să înceapă slujba. Ei, de asemenea, eram acela care în anumite zile, dimineața, mă duceam prin tot satul și chemam lumea la biserică. Iar la biserica ta. La biserica mea, iar curtea bunicii mele se umplea de oameni care erau așa oarecum pasionați ei de pasiunea aceea mea și pasiunea și acea ardoare cu care chemam, veniți la slujbă, că eu am să țin o slujbă. Și țineam o slujbă imitindu-l pe bunicul meu și pe bunicul din partea tatălui, pe bunicul meu preot, iar bunicul din partea mamei era cel care era cantorul meu.
Și el îmi procurase și o, să zic așa, o imitație de cădelniță și eu știam că trebuie să spun, să fac anumite invocații. Bunicul meu se descurca el mai departe acolo, cânta el ce știam. Și eu mă duceam și cădeam pe acolo în jur, luam lumea la spovedit, lumea se spovedea în mod foarte interesant. Au fost niște experiențe interesante din punctul ăsta de vedere. Asta Dorin, până la ce vârstă? Totuși n-am putea spune că erai deja elev de liceu. Până am fost elev de gimnaziu, până prin clasa 6-a, 7-a. După care preocupările s-au mai schimbat între timp, având în vedere că bunicul meu murise, amândoi bunicii muriseră. Din acel moment nici bunica mea, care de altfel stă la oraș, doar că ocazional merge acolo, nici eu nu am mai mers atât de des. Iar eu am rămas mai mult captiv, să zic, în granițele orașului și de acolo prioritățile au început să se schimbe. Din acel moment au început să se contureze chiar cam când se opriseră experiența asta a satului și a, eu vezi, Doamne, preotului de la sat. În momentul acela a început să se contureze această dorință și acest talent pentru mass media, pentru jurnalism. Exact în acel moment. A fost o trecere foarte interesantă, dar în sufletul meu, în fiecare moment, indiferent de natura comportamentului de la un anumit moment dat din viața mea, în fiecare moment așadar a rămas acea, să zic, ardoare, acea dorință și acea emoție pe care o simțeam în fața altarului. O emoție care, pot să spun că există și astăzi, un gând care există și astăzi și... Un mister între tine și Dumnezeu. Să știi că este un mister, pentru că, după cum spuneam la început, nici astăzi nu am reușit să-mi stabilesc foarte clar această... Nu am încercat niciodată să-mi definez credința, să spun, uite, e de aici și până aici. Credința, eu cred că este un lucru care nu se întâmplă în anumite limite. Deci, nu se poate, credința nu se poate explica. Credința este un dar pe care l-ai primit în frage de copilărie, am putea spune. Și ca să punctăm acest moment frumos, minunat pe care ni l-ai povestit, ai avut acea putere de convingere față de niște oameni de o curățenie sufletească asemănătoare copilului care erai tu, pentru că tu îi convingeai că vin la ceva serios, vin la o slujbă, chiar dacă această slujbă era ținută de preotul Claudiu, și persoanele acelea te-au iubit, drept care sunt convinsă că ai păstrat și tu o iubire deosebită față de ei și simt că tu ai o iubire deosebită față de oameni. Da, eu când mă întorc acum printre ai mei, printre cei de la țară, de fapt și ei sunt destul de surprinși de faptul că îmi manifest un atașament atât de mare față de ei. Știm cu toții cam cum sunt așa oamenii de la țară și doar cei care au avut anumite experiențe cu ei reușesc să rămână atât de apropiați de ei sau știu cum să se apropie de ei. Mie îmi face o deosebită plăcere să-i revăd, să-i îmbrățișez, să îi sărut cât mă întâi, să-mi petrec timp alături de ei, să am o răbdare inexplicabilă de a-i asculta, de a-i înțelege. Îmi place atât de mult să fiu în mijlocul lor, să vorbesc în limba aceea specific țărănească de Bihor, autentică, un limbaj și o intonație extraordinare. Cred și de a le simți valoarea lor autentică. De fapt, ce are mai bun neamul acesta românesc, cred că rămâne undeva acolo. Orașul te schimbă. Pe tine n-a reușit să te schimbe. Nu atât de mult, da. Nu atât de mult, pentru că doar dintr-o puritate, dintr-o curățenie sufletească, poți să dai celorlalți. Probabil, nu știu exact, niciodată nu i-am întrebat sau n-am întrebat pe cineva ce ți-am oferit, ce ți-am dat, ce ai câștigat de pe urma cunoașterii mele sau cu ce ți-e de folos că mă cunoști. Știu doar ce am primit eu de la ei, știu răbdarea pe care am primit-o din partea lor, un copil. Da. Puteam să trec ca oricare alt copil pe lângă ei, dar totuși între noi s-a legat o relație și
Acum, având în vedere că timpul trece și într-un final cu toții, nu, ne mutăm la cele veșnice, cum dar spunem noi. Dar întâi îmbătrânim. Îmbătrânim. Ei deja erau bătrâni când i-am cunoscut eu. Iată că toți cei pe care i-am cunoscut oarecum se împuținează și memoria, rămâne doar memoria, rămâne doar gândul, rămân amintirile. Trebuie să recunosc că de multe ori destul de dureroase așa mă întristează. Ceea faptul ce, că nu mai faptul există că nu mai este fost, ceea ce a fost. Nu da. Mai sunt acei oameni care au fost, iar eu nu mai am ocazia și probabil că nu o să mai am niciodată ocazia să mă întorc la ceea ce eu atunci numeam a mă juca de-a preoția. Și dacă o să fie, de acum înainte o să fie ceva mult mai serios, chiar mult prea serios. Să dea bunul Dumnezeu să fie așa. Până atunci, tu ai o misiune foarte importantă în Radio Maria. Tu știi lucrul acesta și eu cred că simți că Dumnezeu în fiecare zi îți dă o mare putere, o mare capacitate de a acumula și de a dărui mai departe. Aș vrea să-ți pun o altă întrebare. Acum, din misterele, din interiorul acestei munci care se face în Radio Maria, sunt întotdeauna, adică mereu mă bucur când te văd, cu câtă dăruire folosești materialele și folosești știrea, folosești tot ceea ce poate să ajungă la sufletele celor de la capătul firului. Aș vrea să te întreb, deși aș spune că intuiesc puțin răspunsul, dar ca să spui ascultătorilor, cine te ajută, cine te mobilizează, cine te pornește din interior ca să ai mereu această disponibilitate de a dărui celorlalți ceva nou, ceva frumos, ceva care și pe tine te încântă, pentru că știu că trebuie să-ți placă ție pentru a da mai departe. Sunt foarte multe lucruri la mijloc și sunt chiar mai multe motivații, dar prima, să nu spun motivație, este Dumnezeu în primul rând, bineînțeles, cel care, să spun, menține pasiunea aceasta vie. Exact. El menține și puterea, toată dăruirea. Eu nu pot să nu recunosc din nou în mod public, nu mi-aduc aminte dacă am mai făcut-o, dar toți avem o conștiință care nu ne îndeamnă să ducem la bun sfârșit ceea ce am început. Iar ceea ce eu am început în Radio Maria, sau ceea ce fac în Radio Maria, a început când eram în liceu. Și după ce descoperisem, să zic, acest jurnalism, care și pe atunci încă era misterios, eu, deși aveam, știi, sunt o grămadă de intenții în lumea asta pentru care să te rogi. Dar eu atunci am avut, să zic, un moment, doar Dumnezeu se poate să aprecieze dacă de egoism sau nu. Dar timp de 2 ani de zile am făcut un rozar la anumite intenții, care pot să pară puțin sau ușor nebunești. Eu mă rugam pentru a reuși să valorific într-un mod eficient acea pasiune pe care eu o simțeam, aceea de jurnalism, de radio în mod special. Mă rugam rozarul la intenția de a avea o voce bună, de o voce potrivită, deși în momentul respectiv, cred că gândul ăsta doar de la Dumnezeu poate să vină, pentru că, deși mă rugam să am o voce bună, să fac un radio bun, nu știam exact de ce cerea asta sau la ce o să-mi fie de folos. Era înainte de a face voluntariat în radio? Cu vreo 3 sau 4 ani înainte. Oh, de asta. Deci Dumnezeu lucra bine de tot. Da, chiar foarte bine, chiar excelent aș putea să spun. Deci a fost un dar acela de a, sau de fapt este un dar, a fost un dar acela de a descoperi acest talent, această, să spun, vocație, și de asemenea continuă să fie un dar posibilitatea valorificării acestui talent în fiecare zi, în mod constant, chiar dacă sunt anumite momente în care totul pare să fie atât de greu, uneori poate chiar imposibil, dar rămâne Dumnezeu cel care în fiecare zi care urmează mă ajută să o iau de la capăt și să duc fiecare zi la bun sfârșit cu greutățile, împlinirile, neîmplinirile ei. Dar la sfârșitul zilei, indiferent de cum începe ea, de obicei ziua se termină cu aceleași bucurii și cu aceleași împliniri, chiar dacă lucrăm într-un mediu în care totul trece în viteză și la un moment dat apare tentația asta de a crede că
se pare așa să fi fost ușor în zadar. Un program la care muncești luni de zile trece în viteză, chiar trece în viteză. Și mi-aduc aminte de un moment al vieții mele când eram în Franța și era turul Franței de ciclism. Și gazdele la care stăteam au vrut să mă ducă să văd turul Franței și, bineînțeles, cu pregătiri, cu o zi înainte, drum a fost lung, apoi așteptarea într-o căldură, printre mulți oameni, cum să zic, era toată tensiunea aia dinainte unui moment spectaculos. Și turul Franței a venit și a trecut de nici nu l-am văzut. Câteva minute. Nici mi-am dat seama că trecuse turul Franței, credeam că e o caravană. Da, și da. Iată, a trecut. Ei, dar, bineînțeles, aici sunt animat de ceva mult mai puternic și având conștiința activă și memoria faptului că, iată, totuși, cândva eu am cerut darul ăsta, cum să nu-l valorific atât de intens? Și să nu crezi, Mariana, că întotdeauna am fost neapărat atât de strălucit mental, dacă pot să spun așa. Această rațiune pe care o am, am dobândit-o, această capacitate de a vorbi, de a avea opinii, de a gândi inteligibil, am primit-o tot ca un dar, în urma unei novene pe care am făcut-o la Sfântul Anton de Padova timp de 13 marți și mi-aduc aminte de toate eforturile și sacrificiile pe care le făceam în ziua de marți respectivă și cât de sacră era ziua respectivă pentru mine, iar trecerea de la acel Claudiu extrem de pierdut în spațiu la Claudiu de astăzi, totuși ușor mai așezat față de atunci. Foarte așezat. S-a produs miraculos. Miraculos, nu pot să spun că instantaneu sau treptat, efectiv. Iată-mă aici, schimbat, știind deocamdată ce vreau de la mine și știind ce vrea Dumnezeu deocamdată de la mine. Aceasta mă ajută foarte mult, chiar am vrut să spun că Dumnezeu lucrează în mod miraculos cu capacitățile noastre și cu planul Său. Ne desăvârșește aceste capacități dacă le punem la dispoziția acestui mare și atotputernic Dumnezeu. Eu mi-amintesc, Claudiu, diminețile în care, trezindu-mă și deschizând Radio Maria, auzeam vocea lui Claudiu Ardelean, care îți dădea o bună dispoziție deosebită. Chiar dacă afară nu era soare, tu simțeai că în sufletul tău vine soarele. Era din harul lui Dumnezeu pe care îl primisești tu și pe care cu multă generozitate tu știi să-l dăruiești celorlalți, pentru că noi care lucrăm aici împreună știm că sunt zile în care suntem poate mai bolnavi, poate mai fără chef, dar Dumnezeu prin noi trece într-un mod miraculos și atinge și ajunge acolo unde ascultătorii spun că este o rază de lumină pentru sufletul nostru. Dar să nu uităm meritul Sfintei Fecioare Maria. Hai să atingem acest punct care este atât de drag nouă. Te rog. În primul rând stau să mă gândesc că intențiile pe care le făceam eu pentru a face ceea ce fac astăzi erau în cadrul rozarului. Mi-aduc aminte că mă rugam, după cum spuneam, rozarul la aceste intenții. De altfel, vreau să mărturisesc faptul că, dincolo de toate, afinitatea mea cu Sfânta Fecioare Maria, trebuie să recunosc că nu s-a produs prin intermediul rugăciunii rozarului, ci prin rugăciunea Paraclisului Maicii Domnului, care în fiecare moment m-a cutremurat, mă cutremură și astăzi. Modul în care Paraclisul o numește, o laudă, îi cântă Fecioare Maria, mie mi se pare cutremurător de sacru, inexplicabil. Se vede că el a fost compus de o persoană care a experimentat pe undeva o relație probabil personală cu Fecioara Maria. De asemenea, pe calea credinței, din momentul în care mi-am clarificat puțin lucrurile și m-am reorientat înspre credință, pentru că totuși în vârsta adolescenței ești tentat de o grămadă de lucruri. În momentul adolescenței, după aceea, am luat rozarul în mână, cu ajutorul căruia, de asemenea, a fost un moment în care, deci când eu am luat rozarul în mână, eram într-o perioadă extrem de vulnerabilă. Eu atunci începeam să cunosc rugăciunea rozarului. Dar din momentul în care am cunoscut-o, crede-mă, Marlena, că zi de zi făceam
rozarul întreg, pe atunci încă nici nu apăruseră misterele de lumină. Da. După aceea apăruseră misterele de lumină, iar în ceea ce privește rugăciunea rozarului, nu o să uit niciodată și acum îmi pare rău că nu mai am această ocazie și din nou sunt lucruri pe care mi le amintesc, durerea unei memorii, de anumite momente la care nu știu dacă o să mă mai întorc curând, dar tot în acele vremuri începuse deja tradiția în Oradea a rozarului de 24 de ore la parohia Sfântul Gheorghe. Timp de 2 ani m-am dus la întreg rozarul, de dimineața până a doua zi dimineața, și stăteam într-un mod inexplicabil, dar nici o clipă rezultatele nu au întârziat, iar în ciuda tuturor tentațiilor timpului și cunoscându-mă, pentru că sunt o persoană extrem de vulnerabilă, poate duce oricine de nas foarte ușor, am rămas fidel lui Dumnezeu. Am rămas cât am reușit să rămân. Nu sunt pe calea sfințeniei acum, sunt doar pe calea credinței. Sunt pe calea credinței, încă sunt tânăr, dar după cum spuneam, rezultatele nu au întârziat să apară și ele cred că se observă. Absolut. Țin minte pur și simplu faptul că m-am rugat și apoi a fost Dumnezeu cel care a lucrat în mod intens în conștiința mea ca să-L las să rămână viu în inima mea. Și El este acela, singurul probabil, care își poate atribui în mod deplin acest rol și pot să spun acest succes al consolidării mele în ciuda tuturor intemperiilor vieții, dacă pot să le numesc așa, pentru că în ciuda și la finalul tuturor eu am rămas cu Dumnezeu. Nu știu cât de mult o fi fost măritul meu. Eu atunci știam că trebuie să mă rog. Nu puteam să-mi excogitez foarte mult credința. Nu cunoșteam foarte multe lucruri despre Dumnezeu. Nu meditam la foarte multe lucruri. Dar la finalul tuturor, în ciuda tuturor, am rămas fidel, i-am rămas fidel lui Dumnezeu. Și ai rămâne fidel lui Dumnezeu, cred că este un dar, este un har, este probabil o chemare, este cu siguranță dovada unei purtări de grijă. Adică depinde din ce punct de vedere privim lucrurile. Mă întreb dacă până la vârsta mea puteam să fac mai mult, să fiu mai mult de atât, să fiu mai credincios de atât, să cred mai mult de atât, să mă fi rugat mai mult de atât, nu-mi dau seama. Eu cred că Dumnezeu, pe care noi l-am acceptat în viața noastră, știe să facă exact cât trebuie. Pentru că, așa cum spune și Domnul Iisus, Dumnezeu lucrează, Tatăl meu lucrează și eu lucrez. Și orice mamă îți poartă de grijă. Iar Maica Sfântă să nu mai vorbim. Fără să-ți dai seama sau fără să te întrebe foarte mult. Da. Iar modul în care eu mă rugam în acel timp, cred că a condus și la purtarea de grijă maternă a Maicii Preacurate, într-un mod în care nici nu trebuia să-i cer în mod evident ceva anume. Pentru că ea era acolo și va fi cu tine, cu noi și va fi până la sfârșit, fără discuție. O mamă niciodată nu-și părăsește copilul. Claudiu, aș vrea să te întreb, cu ce dorești să continui? Mi-ar place să rămân toată viața o persoană atât de vulnerabilă în ceea ce privește acest lucru. Și mi-ar place, deși eu vorbesc acum într-o metaforă poate ușor nepotrivită, dar mi-ar plăcea să rămân toată viața așa, dus ușor de nas de către Dumnezeu și să rămân pe calea credinței, pentru că până acum am experiența și pot să dau mărturie în urma acestei experiențe că pe această cale, bineînțeles că întâlnești anumite obstacole, te întâlnești cu tentații, cu lucruri pe care ți-ar plăcea să le ai, dar poate de care nu ai nevoie. E o cale care, în ciuda tuturor, la sfârșit, nu poate să-ți aducă decât satisfacții. Și ceea ce e și mai important este faptul că, într-un mod foarte greu de explicat, te simți în siguranță pe această cale și pe acest drum. Fragil și totuși în siguranță. Totuși în siguranță. Da, pentru că poate simți că, de fapt, această lucrare este împreună cu Dumnezeu. Noi facem ceva pe care Dumnezeu dorește să-l facem. Simți acest lucru? Fără îndoială.
niciodată nu cred că, dincolo de orice fel de reacție care poate să fie observată, poate în comportamentul meu sau în comportamentul oamenilor dintre ei, se pot observa mici tentații de egoism sau mici, hai să le zicem, ironii subtile sau mai nesubtile. Este planul lui Dumnezeu cel care îl îndeplinim și asta este un lucru foarte important în momentul în care chiar și la Radio Maria începe o emisiune. Este voia lui Dumnezeu pe care vrei să o împlinești și mesajul lui Dumnezeu pe care vrei să-l transmiți. Și acest lucru asigură, să zicem, o bună parte din succesul emisiunilor noastre sau din succesul programelor pe care le, hai să spun, realizez. Dar e de fapt Dumnezeu cel care își seamănă sămânța sa în ele. Cu alte cuvinte, dacă am înțeles bine ce ai vrut să spui, aș da exemplu emisiunea ta Pelerin Dincolo de Hartă. Este o emisiune atât de deosebită și ar trebui să continue, să devină așa mai activă. Am avut bucuria să ascult unele ediții și, într-adevăr, tu începeai emisiunea și până la sfârșit se dovedea că acele persoane, personaje care animau emisiunea, parcă trebuiau să fie acolo. Poate că tu nu le-ai regizat chiar de la început, tu nu le-ai programat de la început și la sfârșit era ceva, o emisiune foarte frumoasă, o emisiune generoasă, din care fiecare se putea bucura pentru sufletul său. Fiecare putea să primească personal ceva din aceste emisiuni. La fel aș putea spune emisiunea care ai făcut-o de Paști, acest maraton care a fost de Crăciun sau acum de Sfintele Sărbători de Paște. Ai pornit cu multă credință și, într-adevăr, la sfârșit s-a văzut și sunt convinsă că ascultătorii noștri s-au bucurat de fiecare clipă, de fiecare zi pe care au petrecut-o împreună cu noi. Sper și eu, nu pot să știu exact, dar sper. Și chiar dacă a părut ceva extenuant, acum, știi, pentru mine mi-este foarte greu să-mi dau seama cum privesc oamenii lucrurile, pentru că eu, fiind jurnalist acum, nu reușesc să privesc lucrurile decât din perspectiva culiselor. Nu știu din ce perspectivă ar privi un ascultător. Dar ca aminteai de pelerini, mă gândesc la faptul că, într-adevăr, cei care reușeau să-mi fie invitați și acceptau invitațiile noastre, și sper să mai accepte în continuare, da, au fost și ei o parte, cred, din planul lui Dumnezeu, care poate a vrut să cunoaștem anumite locuri, poate ne creează o anumită stare de spirit și fiecare loc își are spiritul său. Au fost ei cei care au vorbit, am fost apoi eu cel care, într-adevăr, conturam textele în jurul a ceea ce ei vorbeau și de multe ori stăteam și mă lăsam insuflat de Dumnezeu și mă gândeam, Doamne, oare ce să mai scriu, oare cum să îi mai ajut pe oameni să intre în atmosfera spațiului, acel spațiu al satului, acel spațiu curat, efectiv curat. Este imposibil să nu te fac așa, să ai o tresărire, să ai un fior sacru, exact, în locul respectiv. Și toate acestea apoi împletite cu talentul montajului, de fapt, tocmai acest lucru mi-l aduce acum în evidență. Faptul că acea emisiune a fost creată cu talent, iar unde este talent, a fost darul lui Dumnezeu, a fost lucrul lui Dumnezeu. Și ăsta este lucru despre care vorbeam înainte, marchează succesul sau garantează succesul anumitor programe. Poate că nu în fiecare moment începe misiunile și programele și realizarea de diverse alte evenimente cu gândul ăsta, pentru că de multe ori ai această tentație de a te considera depășit de timp și că nu mai e timp. Și probabil că nu în fiecare moment ceea ce fac spun, uite, e pentru tine, Doamne, sau Doamne, eu mă deschid în fața ta, vină tu și lucrează. Dar în final este tot Dumnezeu cel care câștigă și își duce la bun sfârșit lucrarea sa. Da. Aș vrea să te mai întreb ceva, Claudiu. Mi se pare deosebită relația pe care tu reușești să o ai cu colaboratorii noștri, în special cu colaboratorii preoți, pentru că ei sunt cu adevărat un factor
deosebit în această lucrare pe care Fecioara Maria, pe care mama noastră o are în vedere cu ei, cu noi și cu ascultătorii noștri. Spune-mi, pe ce ți-ai construit, cum ți-ai construit această relație, această lucrare cu părinții, cu preoții noștri, care merge până la preasfințiile sale și până chiar până la preasfințitul Ioan Robu. Până acum mă gândeam doar la faptul că trebuie să-i contactez pentru că avem de făcut ceva împreună. Da, e interesant în momentul ăsta chiar și pentru mine. Primul curaj, în primul rând, pentru că mi-aduc aminte de momentul în care a trebuit să dau primul telefon, eram voluntar pe atunci, și știam eu că la știri trebuie să facem ceva interesant, spectaculos și uite ce frumos ar fi dacă îmi dau un telefon. Țin minte emoțiile pe care le-am avut, deși era un simplu... Era un om, era un preot, e vorba de părintele Olimpiu Todorean, care el este extrem de jovial, de prietenos, amabil de fiecare dată, fără îndoială. Și trebuia să răspund să-l înregistrez despre Paști și acum am acea înregistrare. Și bineînțeles că erau anumite emoții de dinainte, tensiunea aia dinainte, oare ce să-l întreb, oare ce o să-mi spună, oare cum voi sintetiza apoi materialul pe care mi-l înregistrează. Și uite că Bunul Dumnezeu a vrut ca în timp lucrurile să se diversifice atât de mult pentru a, probabil și pentru a demonstra vitalitatea și dinamica din Biserica Catolică din România. Lucruri care sunt reflectate în fond de programele noastre. Și după acest curaj de care am avut nevoie, bineînțeles, a fost și necesitatea. Pentru că stabilindu-ne, să zicem, oarecare țintă în acest scop, noi, Radio Maria, a fost nevoie... Un target și, bineînțeles, o țintă de diversificare, de avansare, de creștere, bineînțeles, din momentul în care am reușit să fiu mai des pe la radio, după aceea să fiu angajat, relațiile s-au intensificat, nimic nu a fost ușor, nimic nu s-a întâmplat peste noapte, ci fiecare zi a adus necesitățile ei, provocările ei și în funcție de acestea mă vedeam nevoit de a lua legătura cu unii sau cu alții. Și în final, probabil că tot Bunul Dumnezeu a vrut să rămân laic, pentru că relațiile între laici și persoane consacrate sunt... cum să zic, de o căldură foarte mare, de o, aș putea să spun, de o paternitate. Da, da. De purtare așa de grijă. Relațiile totuși sunt altfel între persoane consacrate și laici. Aici ce aș înțelege eu este că acești părinți au venit cu știința lor, care a fost extraordinar de necesară pentru ascultători, dar și rând, pentru noi. Ei, în primul rând, și-au înțeles calitatea de misionar pe care o au, pentru că nu, biserica... Și prin învățători. Biserica este învățătoare și ei sunt învățători prin biserică și mai apoi, cei mai mulți dintre ei, când de fiecare dată când acceptă sau dau curs invitațiilor noastre, sunt conștienți și de utilitatea pe care Radio Maria o are. Aceea de a evangheliza, de a converti sufletele, de a sensibiliza sufletele, de a ne atenționa că Dumnezeu există, Dumnezeu lucrează și prin preoți îl ascultăm mai bine pe Dumnezeu, având și preoții această autoritate. Exact. Având ei această autoritate, acest vezi? Dar de la Dumnezeu. De aceea eu sunt cel care pune întrebările, pentru că eu în momentul de față nu am această, să zic, autoritate în mod consacrat sau în mod, să zic, recunoscut de biserică. Eu sunt jurnalistul, cel care probabil a avut sau a primit de la Dumnezeu darul de a organiza puțin toate aceste lucruri în cadrul unor programe la Radio Maria și sunt acești preoți, episcopi și persoane consacrate și toți oamenii de bună credință care reușesc să fie instrumente docile în mâna lui Dumnezeu și să ne ajute, prin bunăvoința lor, să ducem acest plan, acest proiect, de la o avansare și mai mare, la împlinirea lui, am putea să spunem. Da, da. Da, e interesant. Da. Claudiu, aș vrea să te întreb dacă tu vii în radio cu toată energia ta,
Dar eu aș vrea să te întreb în mod sincer. Faci eforturi de a fi amabil, drăguț cu toată lumea, cu mine și cu noi ceilalți, sau se întâmplă câteodată chiar doar puterea lui Dumnezeu îți dă această imagine a omului simpatic, vesel, bine dispus, care ne dăruiește din energia lui? Tu întotdeauna ești plin de energie, domnule? Păi e puterea, fără îndoială, e categoric puterea lui Dumnezeu, pentru că de multe ori viața personală reușește să ne copleșească într-o asemenea manieră încât la un moment dat să ne doboare, indiferent dacă ne doboară în momentul de față sau ne-a doborât cândva mai de mult. Se spune Sfântul Ioan Scărarul în Scara Sa că o persoană care ajunge la o anumită evoluție în credința sa, dacă cu o treaptă mai înaltă, cu atât riscă să aibă o cădere mai puternică, iar ridicarea, deși e un paradox, pentru că ridicarea ar trebui să fie mai ușoară, pentru că anumită experiență se pare mai anevoioasă. Eu pot să zic că am căzut în viața mea, chiar la începutul facultății. De atunci ridicarea se produce extrem de anevoios. În momentul în care studiam la teologie... Cum ai simțit tu, scuză-mă că te-am întrerupt, da. Cum ai simțit tu această cădere? De ce s-a petrecut această cădere? Eu cred că a fost necesară. A fost necesară? Încă nu știu. Pentru că încă nu m-am ridicat din nou la treapta la care eram. Nu mai sunt în momentul de față Claudiu, cel care ar fi disponibil să stea 24 de ore la un rozar neîntrerupt. La un moment dat, lucrurile în viața personală s-au acumulat și de multe ori mă gândesc că probabil s-au acumulat prea mult pentru vârsta la care am avut-o în momentul căderii. Eu tot aștept să mă, după cum spuneam, să mă ridic din nou la treapta superioară la care eram într-un anumit moment și, după cum spuneam, când îl studiam pe Sfântul Ioan Scăraru, nici nu credeam că poate să aibă dreptate, până când am conștientizat că, într-adevăr, sunt la pământ. Până ai trăit tu. Primele persoane care au murit în primele astfel de experiențe pe care le-am avut în viață au fost bunicul din partea mamei și bunicul din partea tatălui. În momentul respectiv nu aveam atât de multe griji. Eram într-un moment al copilăriei în care îmi părea așa rău, mă gândeam, erau memoriile cele care îmi reveneau în minte, dar nu m-a afectat atât de mult. Am început să devin afectat în momentul în care tatăl meu a murit. Eu eram într-o perioadă de criză atunci, e vârsta crizei, la 16 ani, și m-am trezit pentru un moment. Am avut o relație de o atașare din nou inexplicabilă între mine și tatăl meu, pe care nu aveam față de restul familiei. Și este și normal, sau cel puțin atunci, sau poate și astăzi, mai cred normal faptul că în momentul în care am murit m-am simțit extrem de singur în fața unei lumi pe agresive, care, lumi și a unor situații pe care nu le puteam gestiona. Și pot să spun că atunci a început un moment de dor, de suferință și de incertitudini care nu s-au terminat nici astăzi. Și după aceea, alte persoane, cheie, țintă din viața mea, care mi-au stat alături, care, nu știu, era totuși o relație, de asemenea au murit și ei. Toți, unul după altul, într-un mod inexplicabil, de multe ori revoltător. Și te-au lăsat în final, singur, mai singur. Poate că și eu trebuia, în momentul respectiv, să... De multe ori stau să mă întreb, trebuia să aștept să vină cineva înspre mine, avea cineva capacitatea sau misiunea asta, sau probabil trebuia eu atunci să mă duc înspre cineva de a umple golurile respective. Nu știu, relațiile deosebite între mine și oamenii care nu mai sunt s-au întâmplat, nu le-a planificat nimeni. Dar în final am rămas așa într-o singurătate în care sunt și astăzi, pentru că o să spun unele socotele, unele gânduri nu s-au încheiat niciodată, deși nu, noi ca și creștini nu trebuie să intrăm într-o astfel de stare a disperării și a nonsensului, absurdului suferinței noastre sau a unei anumite pierderi din acest punct de vedere. Da. Claudiu, poate trebuia să treci prin toate acestea
pentru că legat fiind de tată, de bunici, de persoane, atunci poate că suntem mai slabi, atunci poate că depindem de ceilalți. Rămânând singur, mă gândesc, dacă îmi dai voie, poate că astfel Dumnezeu te-a putut folosi la capacitatea ta. De adevărul este că cu fiecare pierdere m-am impulsionat mai spre mult Dumnezeu. Și spre Dumnezeu și spre a face lucruri bune, în fond. Mi-aduc aminte când a fost una dintre ultimele pierderi, cred că în anul 2008 se întâmpla, să pierd un prieten extrem foarte drag, un prieten de nădejde, și din momentul acela, de fapt, am început eu să lucrez cu atâta ardoare, îndârjire în Radio Maria. De atunci am început să lucrez de dimineața până seara, pot să spun că da. Dar acestea sunt efectele. Acum, că or fi pozitive, că or fi negative, că îmi plâng de milă, că nu îmi plâng de milă, că sunt singur, că mă complac în singurătatea mea, sunt lucruri care mă depășesc când le dau un răspuns deocamdată. Dar în ciuda tuturor, așa cum sunt, nu că aș încerca să ofer acest lucru ca o motivație sau ca o scuză, că nu avem niciodată nicio scuză. Eu cred dar că nu avem nevoie de scuze. Dumnezeu ne cunoaște atât de bine. Vreau să spun că am rămas cu Dumnezeu. Deci Dumnezeu câștigă. În momentul adolescenței mele, când eram extrem de vulnerabil, cu o lume pe care o credeam întoarsă împotriva mea, cu mama mea care rămăsese și ea singură și era copleșită de situație și niciodată, atunci s-a produs o oarecare ruptură, pentru că eu în momentul respectiv nu am reușit să înțeleg durerea pe care o simțea ea singură, avea doi copii care încă erau de crescut, cu o pensie, da. Fratele meu avea bursă, eram încă la liceu, nu eram chiar cel mai zdravând la cap. După aceea s-a produs convertirea mea, să zic, serioasă, prin rugăciunile Sfântului Anton de Padova, pe care am avut așa peste noapte intuiția să le fac, dar în ciuda tuturor am rămas cu Dumnezeu și îmi pare rău acum că nu am reușit să o înțeleg atunci, să o înțeleg pe mama mea, să înțeleg stările, să-i înțeleg suferința de atunci. Dar ea rămânea în suferința ei, eu rămâneam în suferința mea. Atunci a existat oarecare ruptură, care ea s-a mai refăcut între, dar tot la lumina lui Dumnezeu. Și prin faptul că Dumnezeu știe cum, din nou am fost cel care a dus-o pe mama la biserică. A existat un moment în care eu nu mai eram practicant și am reînceput să merg la biserică. Pe atunci se terminase și construcția bisericii din Nufărul, cartierul în care locuiesc în Oradea, Sfânta Treime. Și am început să merg, mama mea tot a văzut că merg, a început și ea să meargă. Mi se părea foarte interesant, foarte frumos, cu acel cor minunat, cu orgă, cu sunet. Da, cu un interior extraordinar. Da, a fost frumos. Era acel alb, pe atunci nici nu era iconostas, era minunat. Și era interesant pe atunci. Cel puțin cu ideea asta a pornit ea. Și uite, de atunci, în fiecare duminică, sunt ani de când în fiecare duminică mama mea merge constant la biserică, se spovedește, se împărtășește, se roagă pentru cei morți, pentru cei vii, lucruri pe care înainte nu le făcea. Da, Dumnezeu este miraculos. Dumnezeu vindecă, Dumnezeu recreează continuu. Eu cred că vindecă rana. Nu sunt eu încă, n-aș putea să spun în momentul de față din ce motive, nu sunt eu pe deplin vindecat. Dar trăiesc cu această speranță că într-o zi să reușesc să privesc cu totul lucrurile din perspectiva și din punctul din care vrea Dumnezeu. Pentru că în momentul de față nu sunt suficient de mult format, nu am suficient de multă experiență ce și bine. Putere și curaj de a vedea lucrurile. Ce bine că Dumnezeu mai are de lucrat în viața noastră. Da, altfel ar fi oricum prea plictisitor, nu? În momentul în care voi ajunge să văd lucrurile din acel punct al lui Dumnezeu în mod total și deplin, atunci pot să zic că sunt pe calea cea bună a Sfințeniei. Acum sunt pe calea credinței, a convertirii și încerc să rămân și Dumnezeu să mă ajute să-i rămân fidel în continuare. Pentru că tentațiile sunt atât de mari, diavolul lucrează și el atât de puternic, încât eu, iar o persoană vulnerabilă, până în acest moment, doar Dumnezeu mi-a ținut de grijă, să nu
Devin cea, puteam să devin opusul la ceea ce sunt acum, puteam foarte ușor. Puteai să alegi lumea, așa l-ai ales pe Dumnezeu. Și suntem foarte apărați aici, în această instituție care se numește Radio Maria. Pentru că, vezi, Claudiu, cei care ne ascultă, pe mine mă emoționează foarte mult când ei sunt împreună cu noi și în rugăciune, în fiecare zi, la Îngerul Domnului, la Rozariul Îndurării Divine, la Rozariul cel Mare al Zilei. Ei, noi simțim că sunt acolo. Iar eu te admir pe tine pentru că prin felul în care tu te adresezi ascultătorilor, mie îmi dai în mod concret sentimentul că tu știi că dincolo este un ascultător, ai un interlocutor. Noi nu vorbim în eter, noi vorbim pentru suflete, pentru frații noștri. Și mă bucur, Claudiu, că în această sinceritate a ta ne-ai dovedit că suntem, noi toți, suntem persoane vulnerabile, suntem pe cale, pe calea credinței, pe calea spre întâlnirea cu Dumnezeu, aceea din fiecare zi și de la capătul acestei căi în care Dumnezeu va fi deplin și noi să sperăm cu tot sufletul că vom fi acolo în patria noastră cea adevărată. Până atunci, suntem niște călători, suntem niște cetățeni ai patriei cerești. Apropo de asta, pot să spun că în urma experiențelor mutării la cele veșnice, cum să-i numesc, cei dragi ai tăi. Celor dragi, da, deși sunt mai mult de atât. S-a atenuat totuși o teamă, acea teamă de moarte, pentru că, pot să spun, în momentul de față am un dor atât de mare să mă întâlnesc cu ei, încât teama pe care aș putea o simți în momentul sau în fața morții contează mai puțin. Ea se întâmplă că e omenește, paradoxal firească. Dar eu abia aștept întâlnirea cu cei dragi și, într-adevăr, în ascultătorii noștri bucuroși, mulțumiți, satisfăcuți de programele noastre, pentru că nu radioul ce face, nu produce ceva, el produce o stare. Dar dacă starea aceasta își găsește teren fertil sau își găsește împlinire în ascultător, înseamnă că munca lui Dumnezeu prin noi ajunge, se împlinește. Și ajunge unde trebuie. Da, și ăsta e un gând care pare cum fructifică speranța. Și ceea ce mă bucură foarte mult pe mine este că nu văd niciodată o diferență între noi și cei care ne ascultă. De fapt, suntem una. Suntem familia lui Dumnezeu. Așa este? Da, suntem comuni, adică nu există un grad de inferioritate sau de superioritate, nu știm noi mai mult ca ei. Îi chemăm pe câțiva, suntem noi cei care, să zic, intuim anumite așteptări. Radio Maria, prin programele sale, de cele mai multe ori încearcă să răspundă unor întrebări esențiale din viața omului, pe care omul își ridică în fiecare zi. Cine sunt, de unde sunt, unde merg, ce trebuie să fac și așa mai departe. La aceste întrebări esențiale, Radio Maria încearcă să răspundă în fiecare zi. Și noi intuim aceste întrebări din noi, care există și... care sunt general valabile. Sunt general valabile, sunt oarecum născute în noi, aceste întrebări existențiale, în fond. Și noi suntem aceia care, considerând că și publicul este cel care vrea același lucru, împreună aducem oameni ca câteva răspunsuri la întrebările noastre și ne vorbesc nouă tuturor, noi moderând oarecum discuțiile. Ăsta este lucru pe care îl facem, de fapt, aici la radio. Suntem una cu ascultătorii noștri. De multe ori, când punem niște întrebări invitaților noștri, nu știm mai multe. Așteptăm niște răspunsuri. Și este minunat, cum a fost discuția noastră de astăzi, că pe mine m-au surprins unele lucruri pe care mi le-ai spus tu, ceea ce înseamnă că, dacă ne aducem aminte de cuvintele lui Leon Blois, el spunea, nu se știe cine dă și cine primește. Pentru a da, trebuie să fie cineva care să primească. Mulțumesc foarte mult, Claudiu. A fost o întâlnire deosebită. A fost interesant și pentru mine. Ce ne spui de final? Pentru că nu există, de fapt, final. Tu ești pe cale. Noi toți suntem pe cale. De finalul acestei ediții, acestei emisiuni. Păi, mă gândesc în primul rând la Radio Maria și dacă discuția noastră va ajunge în
casele ascultătorilor noștri, în primul rând, vreau să le reamintesc de importanța cuvântului lui Dumnezeu în viața noastră și vreau să le reamintesc și să ne reamintim de fapt noi toți, poate și cei care lucrăm, un lucru care s-ar putea să ne impulsioneze, că fără de cuvântul lui Dumnezeu și fără conștiința activă a lui Dumnezeu și în fond a întregii morale creștine, nu ne îndreptăm înspre o finalitate fericită, ne îndreptăm așa înspre un hazard. Iar Radio Maria ne transmite chiar și nouă același cuvânt și de acest dar și de întreținerea lui în mod constant și eficient ne ocupăm noi toți. Noi cei care dăm din talentul nostru, din timpul nostru, din extra timpul nostru, cei care îl ascultă și cei care înțeleg că, în fond, trăim într-o lume în care totul se mișcă într-un sistem economic. De aceea, gândul meu de final ar vrea să se îndrepte tocmai înspre importanța susținerii acestui post de radio. Din partea fiecăruia dintre noi să vină această susținere, este o dorință și îmi amintesc de Ziua Mondială de Rugăciune pentru Vocație, atunci când reluam și eu cuvintele sorei Cornelia de la Zalău, care de fapt și ea ne reamintea nouă tuturor de acel cuvânt al lui Dumnezeu din Evanghelia după Luca, Iisus care spunea: rugați-L dar pe Domnul Secerișului să trimite lucrători. Și mă gândesc din nou că Radio Maria își înțelege și își practică această vocație și această chemare misionară. Să stăm să ne gândim cum a fost înainte de a exista Radio Maria. Cu siguranță că fiecare dintre noi își dorea să existe acest mijloc prin care să audă cuvântul lui Dumnezeu, prin care să audă actualități creștine, culturale din viața bisericii, modul în care biserica se raportează la problemele sociale și răspunde întrebărilor noastre de creștini și de oameni în căutarea unui scop, ținta vieții, în căutare de răspunsuri la întrebările noastre. Acestea sunt lucrurile pe care Radio Maria le oferă. Răspunsuri la întrebările noastre de zi cu zi, întrebările noastre de oameni aflați din dorință pe calea sfințeniei, pe calea cea dreaptă lui Dumnezeu, și nu putem să rămânem fermi pe această cale într-o lume cu tentații atât de noi, de puternice și de izbitoare, dacă nu ascultăm cuvântul lui Dumnezeu care ne este transmis și de către Radio Maria. Și de când Radio Maria există în România, cred că putem să facem o comparație eficientă între momentul în care nu exista și căutam să existe așa ceva și acum când este. Iar acum când este, îi invit din nou pe ascultătorii noștri, și este imposibil să nu fac asta în cadrul acestei emisiuni, să înțeleagă rolul și utilitatea pe care Radio Maria îl are, să le spună și altora despre Radio Maria și să îl asculte în momentul în care, iată, își ridică probabil aceste întrebări. Probabil că Radio Maria nu are el, ca post de radio, răspunsul concret la aceste neliniști ale omului, dar le are Dumnezeu. Iar aceste răspunsuri se regăsesc în Sfânta Scriptură, pe care postul nostru de radio o proclamă, ca și, nu, cuprinzătoarea cuvântului lui Dumnezeu. Tocmai de aceea, înțelegând utilitatea acestui serviciu, să-l transmitem mai departe, să-l susținem prin donații și, bineînțeles, prin rugăciunile noastre. Pe lângă acest lucru, aș dori să închei cu, nu e un gând, de fapt este o laudă adusă Preasfintei Fecioare Maria, chiar în cântarea Paraclisului despre care spuneam data trecută că mă cutremură de fiecare dată. Nu vom tăcea niciodată, Născătoare de Dumnezeu, a grei puterile tale noi nevrednicii, că de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi mântuit pe noi dintr-o atâtea primejdii? Sau cine ne-ar fi păzit până acum liberi? Nu întoarce pe servitei deșerți, căci numai pe tine nedejde te-am câștigat. Am parafrazat puțin din această cântare, din acest imn din Paraclisul Maicii Domnului, și stau să mă gândesc în fond, pe parcursul întregii mele vieți, această, să zic, rugăciune, oarecum a însoțit, și acum îmi dau seama că în mod inconștient. De fapt, cred că așa s-a și întâmplat. Claudiu, mulțumim! Cu mult drag!